Pe de altă parte, aproape un sfert dintre tinerii ieșiți de pe băncile școlilor nu se grăbesc să muncească. Rata șomajului în rândul celor cu vârste până în 24 de ani a crescut la 22%. Angajatorii reclamă că tinerii au pretenții exagerate, deși nu au vechime și experiență. Mulți cer salarii pe care le primesc cei cu o vechime în muncă de peste 10 ani. La rândul lor, tinerii se plâng că li se oferă salarii mizerabile din care nu ar reuși să supraviețuiască. Astfel, mulți preferă să fie întreținuți de părinți. Și discutăm acest subiect cu doamna Aida Chivu, specialistă în consultanță HR, în resurse umane așadar. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezența la știri. Bună dimineața, mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Cum de s-a ajuns în această situație? Pentru că în urmă cu 10 ani, 20 de ani, tinerii își doreau mai multă independență financiară, ba chiar lucrau încă de pe băncile școlii pentru a avea proprii bani și a nu mai cere de la părinți. Păi în urmă cu 10-20 de ani, părinții noștri, ca să spun așa, nu ne ofereau varianta de a mai sta puțin până să intrăm în câmpul muncii și de a ne putea susține financiar. Părinții noștri erau cei care ne trimiteau la școală, ne ofereau ceva bani în timpul facultății, fiecare după posibilități, iar noi eram nevoiți să ne descurcăm. Plus că atunci se cerea foarte multă experiență și locurile de muncă erau mult mai puține față de joburile disponibile astăzi. E clar că ne aflăm într-o piață a muncii în schimbare, într-o schimbare de educație, în primul rând, și asta vine foarte mult de acasă, nu doar de la școală. Și atâta timp cât încă acasă li se spune tinerilor mai stați puțin, lasă mamă că m-am chinuit eu destul, nu e cazul să o faci și tu. Iar piața muncii este foarte darnică astăzi cu joburile, aceștia nu își găsesc suficientă motivație să se apuce de treabă nici măcar imediat după terminarea facultății, dar aminte după terminarea liceului. Pe de o parte vedem că angajatorii, cei mai mulți dintre ei, vor experiență, vor salariați care știu deja ce au de făcut. Pe de altă parte sunt tinerii care nu au de unde să dobândească această experiență din moment ce abia au ieșit de pe băncile școlii. Care ar fi soluția? Ar trebui mai multe programe astfel încât ei să poată să fie integrați în câmpul muncii încă de pe băncile școlii, pentru a avea cât de cât experiență în momentul în care termină studiile? Soluția este un echilibru între cele două abordări. Angajatorii sunt cei din generația noastră care așa au dobândit experiență încă de la debut, de pe băncile școlii, și atunci și angajatorii ar trebui cumva să înțeleagă că vremurile s-au schimbat și că niște programe prin care joburile să devină mai atractive, pentru că astăzi pe tineri trebuie să îi atragi cumva în câmpul muncii mult mai mult decât de nevoie, iar de partea cealaltă tinerii să înțeleagă că realitatea este cu totul alta și că cu cât încep mai repede să activeze în piața muncii, cu atât șansele lor de a reuși și de a ajunge foarte departe, de a promova foarte repede, sunt mult mai mari și, bineînțeles, de a-ți crește și a spori veniturile. Deci cred că un echilibru între cele două abordări ar fi foarte binevenit în perioada următoare. Dar da, programele de instruire, nu neapărat de internship, ci pur și simplu de atragere a tinerilor, se văd astăzi că au rezultate foarte bune. Sunt companii care fac asta și ei, cel puțin așa spun, că au crescut foarte mult numărul tinerilor care vin să se angajeze. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. A fost doamna Aida Chivu, specialist în consultanță.